Oaspeți, sunt Antonio Maria del Chiaro, devotat slujitor al Măriei Sale Vodă Constantin Brâncoveanu, venit din îndepărtata Florență pentru îndeletnicirea de secretar particular al voievodului și vă rog să mă însoțiți în amintirile mele. La serbarea noastră sosesc Măria Sa Constantin Vodă, Măria Sa Doamna Maria și slăbiții cocon domnești Constantin, Ștefan, Radu și Matei. Am revenit în această seară la Palatul Mogoșoaia să vă citesc despre zilele frumoase petrecute la curtea lui Vodă Constantin, din cronica pe care am închinat-o acestei domnii și acestui popor. Și mai cu seamă să vă vorbesc despre acea ultimă și minunată serbare brâncovenească care s-a petrecut chiar aici, în această ctitorie atât de dragă voievodului, în leatul 7221 de la facerea lumii, penultimul an de domnie al Brâncoveanului. Să trăim și să ne bucurăm împreună de fastul, strălucirea și muzicele unei sărbători brâncovenești. Măria Sa a trimis chemare corului bizantin al curții domnești, fără de care nu poate exista nicio sărbare. Așa este prevăzut în rânduiala curții domnești. Slavă ție celui ce ne-ai arătat lumină, slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, întru oameni bună voire. Doamne împărate ceresc, Dumnezeu, Dumnezeu!
În 1688, la înscăunarea lui Constantin Brâncoveanu ca domn al țării românești, orchestra turcească i-a fost trimisă de înalta poartă în semn de cinstire. De atunci, domnul a ținut la curte propria meterhanea, nelipsită de la sărbătorile brâncovenești. Meterhaneaua vine tot de la Stambul și este condusă de Mehter Bașă, feca, instrumentins neîntrecut în meșteșugul său. Mama.
așa cum s-a întâmplat și cu deprinderea muzicii și dansurilor imperiale. După ce împăratul Leopold, prin diploma dată la Viena în 30 ianuarie 1695, l-a declarat în toată forma ca prinț al Sfântului Imperiu Roman, Constantin Brâncoveanu le-a statornicit la curtea domnească, în tocmai cum se petrec ele la curtea imperială. Onorați oaspeți, măria sa îi ține la mare cinste pe vestiții lăutari din Clejan. Și-a poftit ca sărbătoarea brâncovenească să se încheie cu muzica lor. Li s-a dus faima până la înalta poartă și curtea imperială de la Viena, iar Constantin Vodă este bucuros că muzica veche românească se bucură de așa prețuire. Viorica, Ioniță și taraful de la Clejan cinstesc oaspeții domnești cu un recital cum n-ați mai văzut și n-ați mai auzit până acum.
atenție! Un, doi, trei și le de 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 le de 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 le de 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 la da 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 le de 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 Ne culcăm pe parapoi.
Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos! Thank you.
V-am pregătit un program autentic, muzică de la 1700, la care noi am depus mai mult decât sufletul nostru, am depus și cunoștințele noastre, tradiția noastră și tot ce avem noi mai frumos. Dragostea e dulce vin, dorul e amar belin. Dacă nu ar fi dragostea, dorul ar seca. Dragostea e dulce vin, dorul e amar belin. Dacă nu ar fi dragostea, dorul ar seca. Fir de busuioc, tu să-mi dai noroc. Și pe cine-mi-e drag, cine-mi-e drag, îl aștept în prag. Fir de busuioc, tu să-mi dai noroc. Și pe cine-mi-e drag, cine-mi-e drag, îl aștept.
fir de busuioc, tu să-mi dai noroc și pe cine drag, cine drag îl aștept în prag. Thank you.
Mulțumesc din inimă, mulțumesc frumos. Este! Doar suntem la petrecere, nu? Atenție la mine! Dar acum nu mai vine, mă.
Dragi oaspeți, ați ascultat în această seară muzici rânduite după dorința principului Constantin Brâncoveanu, muzică bizantină, muzică imperială, tobe, țimbale și flaute, lăutare cu vioară și cobză, și s-a cântat din gură așa cum a fost porunca domnească. După această serbare, măria sa Constantin Brâncoveanu nu mai a trăit nicio altă zi de sărbătoare în sănătate și pace. Sultanul, de acord cu marele vizir, a hotărât o năprasnică exterminare a domnitorului și a celor patru fii ai săi, transformându-i în martiri ai credinței creștini ortodoxe. Constantin
câtă vrei ca să mai fii. Lasă legea creștinească și dă-te-le. Cea turcească și dă-te-le. Cea turcească. Mare-i Domnul Dumnezeu. Creștinească și dă-te-le, cea turcească.
el să uita și mai rău se încrunta și pe dânsul tăbăra și zilele ridica. Alelei târharii păgâni, alelei feciori de câini, de-ați mânca și carnea mea. Brâncoveanu Constantin.